Cele două zile de concurs au fost un spectacol, chiar dacă lumea s-a speriat de ploaia care a fost ieri și alaltă ieri. Viața a fost superbă, vremea a ținut cu noi, mai puțin acum la sfârșit, dar un pescar în răi trece peste orice greutăți care le întâmpină, mai ales din cauza vremii. Viața a fost superbă, pești au fost 11 bucăți ieri, astăzi mai puțin cu schimbarea asta bruscă de temperaturi și ploița de azi noapte, astăzi 6 bucăți. Au fost 15 concurenți, puțin față de altă dată, dar cei care au fost aici s-au susținut foarte bine și adunăm și facem clasamentul după câteva minute, după ce toată lumea va fi ieșită din pălac. Cea mai mare captură? Cea mai mare captură este de 54 de centimetri. Concurenții au fost mulțumiți de condiții? Condițiile au fost superbe, cred eu. Fapt ce denotă like-urile care sunt date pe Facebook, cu pozele care le-am pus, atât în ceea ce privește pescuitul, cât și gospodăria de după. Cina festivă, vinul, glumele, poveștile pescărești care nu se termină niciodată și, ca întotdeauna, peștele cele mai mari, cele care au rămas în apă, cei care s-au scăpat. Gheața a fost bună pentru copcă? Vedem că deja începe să se dezghețe. Gheața a fost deosebit de bună pentru copcă. În momentul de față are aproximativ 12-13 cm, deci nu s-a pus problema că nu se poate ține concursul. Concurenții din zona aceasta? Concurenții sunt din Bistrița, Luj, Gherla și atât.